Băieți și fete, astăzi vă voi arăta cum arată SCP-urile în viața reală. Oamenii mei, astăzi facem o reacție super, super creepy, deoarece ne vom uita la un filmuleț direct din baza reală SCP. Ați auzit foarte bine, fraților. Deci este vorba despre femeia asta care vine să facă curățenie acolo și o să vedem cum arată SCP-173. O să fie ceva foarte, foarte mișto. După mai am încă un videoclip cu SCP-uri în viața reală, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, pentru că, băi, e creepy rău de tot. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să vedem care-i treaba. Let's go. Deci SCP-173 Euclid. E Euclid, chica. Containment procedures. Item SCP-173 is to be kept in a locked container at all times. Bun, deci SCP-173 trebuie să fie ținut într-un loc închis tot timpul. Hai să vedem, boys. Astăzi, băieți și fete, facem ceva foarte creepy și special. Mai exact, vă voi arăta cum arată SCP-urile în viața reală. Chiar acum, boys, pe ecran, aveți un filmuleț unde o să vedem cum arată SCP-173 în viața reală. Ideea e că este vorba despre femeia asta care o să se ducă să facă curățenie în locul unde îl țin ăștia închiși. Știi ce zic? Adică o să fie ceva super creepy. Și după... mai avem încă un filmuleț cu alt SCP în viața reală. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Să vedem care este treaba. Item number SCP-173. Deci itemul cu numărul SCP-173 Euclid, care este Euclid. Uitați-vă, boi, se duc acolo. Bă, bă, wow, deci nu vreau să cred că am un videoclipul ăsta. Item SCP-173 is to be kept in a locked container at all times. Deci SCP-173 trebuie să fie ținut într-un loc închis așa întotdeauna, trebuie să fie ținut închis întotdeauna. Hai să vedem. Bun, l-a făcut semn. 173. Uitați-vă, boys, aici este cușca lui sau cum se zice. Trebuie să intre aia. Personnel must enter SCP-173's container. No fewer than 3 may enter at any time. Ci că întotdeauna trebuie să intre, să nu intre mai puțin de 3, trebuie să fie minim 3 oameni care intră acolo. În containerul SCP-173. And the doors to be relocked behind them. Și ușa, two persons must maintain direct eye contact with SCP-173 until all personnel have vacated and relocked the container. Bun, boys, deci fiți atenți. Ideea e că în momentul în care intră, trebuie neapărat să închidă ușa în spatele lor, știi, în cazul în care se întâmplă ceva să nu scape SCP-ul. Și trebuie să intre 3 persoane, deoarece 2 trebuie să fie cu ochii pe SCP și după cealaltă persoană să-și facă treaba, știi zic? Adică ăștia doi gardieni o să fie cu ochii pe SCP și sora noastră o să-și facă treaba. Mamă, uitați-vă la el. Mamă, ăsta e! Ăsta e! În 1993, uitați-vă la el! Mamă, unknown. Uitați-vă, boys. SCP-173 is constructed from concrete and rebar with traces of Krylon brand spray paint. E făcut din concret, uitați-vă la el. Reddish brown substance on the floor is a combination of feces and blood. Aia e sângele lui care e abaram cu ciudat, arată tot. The enclosure must be cleaned. Uitați-vă, boys. Și trebuie să vină aici să curețe de două ori pe o dată la două săptămâni. Line of sight must not be broken at any time with SCP-173. Exact, trebuie neapărat să se uite la el, deci n-ai voie să pierzi contactul vizual. The object cannot move. Mamă, boys. A direct line of sight. Da. Bă, uite-te pe prostule. SCP-173 is animate and extremely hostile. E foarte rapid. Dar vedeți că el acum nu se mișcă, boys. Mamă. A, deci îi zice câte minute mai sunt. Mamă, uitați-vă la el, boys. Ce ciudat arată.
Bă, ce ciudat arată. Ia a picat aia, proastă. Mamă! Object is reported to attack by snapping the neck at the base of the skull. A dispărut. Bă, voi ați văzut că o secundă proasta aia a scăpat mopul. O secundă la solitară erau și atacat. Mamă, l-o omoră pe ăsta, l-o omoră pe primul. Uite, uitați-vă la el, uitați-vă la el. E în spatele lui. Pentru că s-a uitat amândoi în poziția aia, nu trebuia să se uite. Îi ștrangulează. Bro. Uuuu. Băi. Oh shit. In the event of an attack, personnel are to observe Class 4 hazardous object containment procedures. Personnel report sounds of scraping stone originating from within the container when no one is present inside. This is considered normal. And any change in this behavior should be reported to the acting HMCL supervisor on duty. Mamă, deci acum ne explică, bă, efectiv ce trebuie să facă oamenii dacă au zgârietură, adică, bă, e o întreagă procedură, gen. Ăsta e evadat acum, sau care-i treaba? Uite-vă, toți sunt morți. Item number SCP-173. Object class Euclid. End of file. Și uitați-l, boys. Și aici s-a terminat filmulețul. A fost ceva super, super ciudat, boys. Adică SCP-173 chiar horror rău de tot. Dar acum o să ne uităm cum arată SCP-049 în viața reală. Mai exact băiatul ăla, doctorul de ciumă, gen. Și o poveste asta super, super mișto. Deci, acum e un fel de poveste, știi ce zic? Deci sunt astea trei fete care merg prin oraș și se întâlnesc cu SCP-049. Totul merge normal și ele speră să fie o seară mișto. Se distrează, vedeți, boys? Dar ele nu știu că cineva îi urmărește. Cineva le urmărește din umbră. Cineva le urmărește din umbră, boys. SCP-ul ăla 049. Doctorul de ciumă. Uite-l! E un humanoid, adică e un om, gen, are de formă umană, e de formă umană. Are 1,90 m. Și arată ca un doctor din perioada cu ciuma, uitați-vă. Appears to be wearing the thick robes and mask indicative of that profession. The garments instead seem to have grown out of SCP-049's body over time and are now nearly indistinguishable from whatever form is beneath them. Deci, efectiv, că nici nu poți să-ți dai seama că sunt de necomparat cu alți oameni, nu poți să dai seama. SCP-049 will become hostile with individuals it sees as being affected by the pestilence. Often having to be restrained should it encounter such. Deci aici cred că zice că dacă l-atingi, gen, nu sunt sigur, dacă l-atingi, iei boala, uitați-vă la asta. If left unchecked, SCP-049 will generally attempt to kill any such individual. Ci că dacă nu e verificat, o să încearcă să omoare orice om. SCP-049 is capable of causing all biological functions of an organism to cease through direct skin contact. Ci că numai dacă are contact cu pielea, s-a adus totul, știi, că ți distruge tot organismul. Numai dacă te atinge, are contact cu pielea ta. Ce chestia aia neagră. Bă, fugiți, mă. Alo, alo, ce faceți, băi? Fugiți, bă! Ciudat. SCP-049 has expressed frustration after these killings, indicating that they have done little to kill the pestilence. Though it will usually seek to then perform a crude surgery on the corpse,
using the implements contained within a black doctor's bag it carries at all times. Mamă, boi, ziceați și că frățiorul nostru e pregătit de orice. Frățiorul SCP-049, după ce îi omoară oamenii, se simte frustrat, asta nu prea am înțeles-o. Însă a zis că întotdeauna car o chestie cu el, nu știu ce, nu prea am înțeles și în geanta aia. Mamă, întotdeauna care cu el, dacă îl vezi, știi ce zic. While these surgeries are not always successful, they often result in the creation of instances of SCP-049-2. Ah, deși că și face anumite operații și dacă nu merge bine operația, se creează SCP-049-2. SCP-049-2 instances are reanimated corpses that have been operated on by SCP-049. Hai să vedem. Deci a zis că pe SCP-049-2 sunt operate de SCP-049 și sunt animaida barnam. Do not seem to retain any of their prior memories. Oh, uite-l pe asta, mamă. Ok. Și pe asta, boys, fiți atenți, pe asta a operat-o, gen pe prietena ei, și acum e controlată de el. Or if directed to by SCP-049. Uitați-vă, boys. Uitați-vă, boys, e controlată de el. SCP-049 often remarks that the subjects have been cured. Mamă, bă, și fiți atenți, de fiecare dată când face chestia asta, gen, pune la el în caiet că subiectul ăla, na, în cazul de față, fata asta a fost vindecată. Mamă, ce ciudat. SCP-049 has spent a considerable amount of time studying and performing surgery on various mammalian corpses. Și că el face asta foarte... Și-a petrecut foarte mult timp făcând operații de-astea. SCP-049 will routinely spend several days performing surgery. Și că stă și zile lungi, gen multe zile, să facă operație. And then spend several more days documenting its findings in a thick leather journal stored within its doctor's bag. Mamă, și după mai multe zile se și documentează, gen, și totul, toate chestiile astea le are în aia pe care o poartă, în aia de doctor, geana de doctor. Întotdeauna o să găsească victimele. SCP-049 was discovered during the investigation of a series of unknown disappearances. Asta a fost găsit de SCP-049 când era ceva închetă despre dispariții. In a raid on a local home, investigators found several instances of SCP-049-2, as well as SCP-049. While law enforcement personnel engaged the hostile 049-2 instances, SCP-049 was noted as watching the engagement and taking notes in its journal. Deși că există foarte mulți oameni care au fost omorâți de ăsta, gen, și după au fost făcuți SCP-049-2 cum a fost făcute și aia și sunt controlați. Și el numai se uită și scrie în jurnalul lui, cum a zis data trecută. O fi că și la din față, tot așa e. SCP-049 willingly entered Foundation custody. Mamă, bă, no! Sau... S-a închis asta. Că-i că o să o prindă pe asta SCP-049. SCP-049 is contained within a standard secure human. Are o standard secure humanoid containment, foarte nebunile. Mamă, uite. Mamă, putea răsta, bă, nu mai e nicio șansă. Living human subjects are the only way to proceed forward, I have decided. Mamă, uite-le pe toate astea, le-a făcut pe toate. A luat tot ce a putut din corpuri, uitați-vă, toate astea, mamă. Bă, și acum o atinge și pe aia, și o face și pe aia la fel. O atinge și pe aia la fel, bă, și le dă boala. Oamenii mei, cam tot cu acest episod, bă, a fost un episod super, super ciudat, dacă așa să mă întrebați pe mine, însă super mișto în același timp. Dacă v-a plăcut, uitați neapărat să apăsați butonul de like și scrieți la comentarii dacă mai vreți să caut videoclipuri cu SCP-uri în viața reală. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu episodul noi. V-am papătos și vă urez o seară minunată. Baftă mâine la școală, să aveți de voi. Pa, pa. Băie și fete, în episodul de astăzi vom vedea cum arată SCP-3000.
primi în viața reală. Da, fraților, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marius Iancu și bine v-am găsit la o nouă reacție foarte creepy la mine pe canal. În episodul de astăzi vom reacționa la videoclipul care se numește SCP-3000 The Unending Serpent, adică șarpele care nu se mai termină, un șarpe foarte, foarte gigantic, unde vom vedea poze din viața reală cu SCP-3000 și conversații reale. La ce mă refer prin conversații reale? Imediat o să vă explic, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vă zic mai exact, fraților, care este treaba. Deci, SCP-3000 este cel mai gigantic SCP care a existat vreodată. Și ghiciți ce? Este un SCP sub apă, adică este un șarpe de apă foarte, foarte gigantic. Puteți să căutați poze cu el, căutați SCP-3000 pe net și o să găsiți. Însă, băi și fete, o echipă de cercetători, acum ceva timp, au crezut că l-au găsit pe SCP-3000 și au trimis mai mulți scafandri pe acolo. Și vă dați seama că, cum se întâmplă întotdeauna când te duci să prinzi un SCP, scafandrii, din păcate, Dumnezeu să ierte, au murit. Însă, fraților, noi avem conversațiile pe care le-au avut acești scafandri între ei și acest canal de YouTube pe nume Forlin Foundry cu SCP-ul lui Straighty și cu Dr. Chimmerman, habar nu am, niște canale de YouTube, au făcut un filmuleț de aproximativ 7 minute ca să arate cum au murit scafandrii aia și care a fost experiența cum i-a mâncat SCP-3000, ceva foarte, foarte mișto. Nu uitați like de subscribe și haideți să începem. Mamă, deci n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp un videoclip cu SCP în realitate. Bro, și acum este un SCP, bro, care este sub apă, man. Asta este insane. Holy shit. Ok, let's go. Hai să vedem. Deci HQ zice comms check diver 1, diver însemnând scafandru. Ok, diver 1 zice 1 2 3 4 5. Bănuiesc că na, testează. Check. Diver 2, scafandru 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, diver 3. Deci sunt până acum 3 scafandri. Ok, diver 3 la fel. Este acolo în apă. Mamă, bro, e insane. Cică, suntem pregătiți să ne scufundăm. Uitați, bro. Cică, safe swimming, aveți grijă. Uitați-vă, uitați-vă la ei. Cei 3 scafandri, bro. Oh my god. Ok, mamă, fraților, 3000, SCP-3000, bro, this is insane. Ok. Ok, deci că diver 3, du-te în, cum ai zice, far side. Du-te pe cealaltă parte. Diver 2, tu vii cu mine. Deci diver 3 se desparte de diver 1 și 2. Ok, capitane. Ci că ar trebui să fie un motiv destul de bun pentru care ne-au trimis aici atât de departe, atât de târziu. Ok, deși că au întârziat pentru că și-au cumpărat o rulotă cu care au venit până aici, care era veche de 10 ani și care s-a spart. Ok, și a venit șeful. Hai, și eu sunt aia, frate, care nu sunt în apă. Și a zis, văd că ești foarte entuziasmat, Diver 3. Face, a, da, suntem, suntem foarte fericiți. Ok. Ci că platforma a zis că au văzut ceva foarte, foarte ciudat pe monitoarele lor de securizare. Ci că aș vrea, Doamne ajută, să mă confrunt cu chestia asta pe care au văzut-o, decât să fie un giant oil spill, adică să pice uleiul în mare, gen. Păi da, ia stați puțin, băieți și fete, de ce ai vrea să te bați cu o creatură ciudată? Ci că, Nick, fii atent, grouperul tău favorit este aici. Ce înseamnă grouper? A, peștișor! Ce faci, frate? Ok. Uitați-vă pe peștișorul ăsta. Bro, ce face? Unde merge, băi și fete? Se duce sub platforma asta? Bro, unde merge? Wow! Unde merge peștișorul?
Am ajuns sub platformă, fraților. Dar ce e aici? Că nu mai văd nimica. Oh my god! A venit! Uitați-vă, ăsta este SCP-3000, bro. Jesus, man, this is insane, brother. Bro. Oh my god. Mamă, voi l-ați văzut acolo? Momentan, ăștia nu i-au văzut. Diver 1, so far everything looks normal. Momentan, totul arată normal. Și că o să ne ducem din ce în ce mai jos. Duceți-vă mai jos. Ok, se duc mai jos. Aveți grijă, bro. Și că... Ok, deci... Diver 1, 2 și 3... Ok, deci faceți-o ăla care nu este în apă, a zis... Diver 1, 2, 3, adică toți. De ce nu răspundeți? Și ăsta întreabă, cum adică nu răspundem? Tocmai ce ți-am răspuns. Și că nu ai răspuns nimica de 30 de minute, Diver 1. Și că are... N-are cum, frate, cum adică, bro, a răspuns? Hello? L-a întrebat la ce adâncime suntem. Bro, oh my god, au pierdut semnalul cu ăla de sus. Au pierdut semnalul cu ăla de sus. Ok, deși că sunt 1200 foot, nu știu cât înseamnă chestia asta, dar sunt foarte adânci, băgați acolo. Mamă, deși că au ajuns prea jos, băi și fete, pentru că au intrat numai de 5 minute în apă. Numai, gen, au ajuns prea jos. Poate un curent i-a dus așa de jos. Cei că, și zice lui ăsta, zice, Sam, am fi observat dacă era un curent. Și că uite-te pe aici și dă-ne un semn dacă se întâmplă ceva ciudat. Ok. Bro, ce se aude? Vreau. Ce-a fost chestia aia? Și că ceva de pe platformă poate i-a speriat. Nu, frate, nu cred că a fost. Cred că a fost ceva mai rău. Fie vorba între noi. Vreau ce se întâmplă. Și că se întâmplă ceva acolo jos. Bă, noi ne dăm seama. Eu zic, băieți, să nu vă mai duceți mai jos. Da, se întâmplă ceva foarte ciudat aici. Diver 3 zice, Nick, stai liniștit. Eu am 100% încredere că e vorba de platforma asta, de chestia asta. Bun, și a zis că ăsta chiar nu este momentul să instalăm panica în noi. Așa că hai să vorbim despre chestia asta mai târziu. Bă, are și ăsta dreptatea lui, știi ce zic? Sam's are dreptate. Cică, haide să ne uităm foarte bine la Get Our Eyes on the Prize, adică să ne uităm la recompensă și toată lumea să vină, să ne asigurăm că toată lumea o să iasă din apă în siguranță. Wow, uite-te la chestia asta. Mamă, uitați-vă. Bă, fraților. Bă, băi și fete. Nu sunt sigur. Deci, uite, au văzut chestia asta și ei cred că face parte din turnulețul ăsta, din platformă. Dar eu cred că asta e pielea lui SCP-3000. Cred, nu sunt sigur. Parcă se mișcă. Bă, se mișcă puțin, bă, asta-i pielea. Ce naiba se întâmplă? O să reportez chestia asta la HQ. Bro, asta-i pielea lui șarpele ăla gigantic. Ok, și am zis că cei că HQ am găsit... am găsit de ce au văzut aia ciudat pe camere. Este vorba ori de o balenă gigantică, ori de o chestie super ciudată care s-a pus gen sub structură. Fraților? Diver 1?
Eu s- ce că HQ, te rog, răspunde, este Diver One. Oh my god, fraților, nu mai merg comunicațiile. Hai să mergem înapoi. Guys, voi vedeți chestia asta? Bra, bra! Asta e ochiul SCP. Și că Sam trebuie să plecăm neapărat. Sam, vino înapoi aici odată. Sam, frățioru, ai o problemă? Ce nu înțelegi? Sam pleacă în momentul de față. Prea târziu, Sam e mort. Sam cred că e hipnotizat de ăsta. Uitați-vă cum se uită. Sam e mort. Oh my god, cât de gigantic e, bro. Oh my god. Bro, nu ar fi bine, nu trebuia să fim aici. Mă, bă, uitați-vă cât de mare e pe lângă un om normal. Bro, Sam! Aoleu, te-ai dus! Jesus! Fraților! Bro! Oh my god, li se duce oxigenul din alea. Oh my god, voi vedeți? Ăla e oxigenul, s-a dus. Nick, las că vin după tine. Încă ai aer. Și că dă-i la, cum îi zice, depozitul de energie, gen ce aveai pentru energie, pentru urgență. O să te scoatem de acolo. Mamă, nu se mai aude nimica, fraților. Și Diver 2 nu mai se mai aude, nu se mai aude nimica. Și că s-a tăiat linia de la Diver 2, dar nu, s-a dus totul. Bro, s-a dus totul. Ok, HQ spune, acum vine și HQ, aia. Zic, tocmai ce am avut o spargere foarte, foarte mare. Diver 1 răspunde. Da, Diver 1 e dus. Nick, unde ești? Oh my god! What are you? The age of man has begun his eclipse. Bro. Submit. Oh my god, bro! Ești mort, frățioro. Bă, la câte straturi de dinți are, man? Și aici s-a terminat, băie și fete, filmul horror. Oh my god. Bun, fraților, ăsta a fost videoclipul. Scrieți la comentarii cum vi s-a părut. Mie mi s-a părut foarte, foarte horror. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, lăsați-mă să știu, pentru că mie mi se pare foarte interesantă partea asta de SCP-uri. Eu am fost Marsiancu, v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa! Băie și fete, astăzi ne vom uita la filmul oficial SCP. Frați și surori, reacția de astăzi este una extrem de specială. Ei bine, băie și fete, urmează să ne uităm la unul dintre cele mai horror filme care au fost vreodată încărcate pe YouTube, boys. Este vorba despre filmul oficial SCP Dollhouse, adică Casa Păpușii, și după cum puteți vedea, are 6 milioane de vizualizări. Este un film care are 16 minute, mi se pare foarte, foarte mișto. Ideea e că foarte mulți mi-a zis în trecut să reacționez la el pentru că e destul de cunoscut, însă abia acum o să o fac, așa că nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și eu zic să nu mai pierdem timpul, boys, să vedem care e treaba cu acest film. SCP Dollhouse este un film, bă, de ăsta profesional, boys, e mișto rău de tot, rău de tot. Uitați-vă, deci sunt băieți ăștia care merg în misiune, gen. Ok. If anything pops off, we're gonna have a hard time telling people it was a gas leak. Depends on what happens. Powers, what's the pull at now? Oh. Sarah Coleman, you had your chance.
Bun, boi, deci ăștia vorbesc acum în... habar n-am, nu știu dacă sunt în elicopter în Dubiță, pentru că merg acolo. Ideea e că a zis că dacă se întâmplă ceva nașpa, o să trebuiască să mintă lumea. Știi că vă dați seama, boi, ăștia când se duc în emisiuni cu SCP-uri, ei trebuie să mintă lumea, nu poate să zică că s-a dus să omoare nu știu ce creatură. Nu vorbeam cu tine, frățioro. A, sunt în mașină, ci că când se termină pariu, când ieșim afară din mașină, ce pariu? O să-l suni? 250 parează ăsta? Ok, boys, fac ceva pariuri. Întotdeauna vreau să-ți iau banii. Pregătiți-vă, boys, pregătiți-vă că începe misiunea. Deci sunt toți în mașină și merg în misiune. Bun, mamă, ok. Uite-te la ei, bro. Ies din mașină. Mamă, auzi și elicoptere, bă, sunt și elicoptere. Bun, s-au mișcat aici. Trebuie să se miște la... aici, unde trebuie să facă. Ok, boys. Mamă, la casa asta, bro? What? Aici e misiunea? Dar ce se întâmplă în casa asta? Uite, să și de pe satelit sunt păziți peste tot, frățiorii. Dar ce trebuie să facă la casa asta? Gen. Ok. Ciudat. Să vedem ce o să facă, boys. Trebuie să pună codul ca să intre în casă. A, nu știu codul. O să încearcă, gen, o să încerce să descuie lacătul. Și cred că o să le reușească. Mamă, ce tensiune. Trebuie să intre în casă, boys. Ok, man, mamă, băi, băi, mare tensiune, bro, mă jur. Ok. E mare tensiune. Bun, au deschis ușa. Mamă, să aibă grijă, bro. Să aibă grijă, man! Pă bune, să aibă grijă. Ok, intră înăuntru, intră înăuntru. Ok. Mamă, boi, s-au dus așa tare direct. Intră înăuntru. Aveți grijă, aveți grijă, băieți. Aveți grijă că nu cred că e bună. Ok, man, m-am uit ciudat. Fugiți, bro, fugiți. Bun, merg jos aici, bă, am intrat în subsol. Dar pe cine caută? Puneți că caută ceva, gen, pe cineva sau ceva. Am intrat jos. Dar cât sunt pentru o casă așa micuță, bro? Ok, am ajuns aici. Și-au deschis lumina. Vedeți că nu e nimica. Și că toc, aici e payload 01. Toată clădirea e securizată. Acum vorbesc cu numele lor de cod. O să mergem noi la primul etaj. Boys, deci unii dintre ei cred că au venit aici ca să, gen, să nu se uită la nimica, efectiv. Gen, caută nimic, pentru că nu cred că există SCP-uri. Ok, hai să vedem ce fac ăștia. Bun, și-au pus laptopul. Se uită în dosare, dar cu e casa asta, man? Gen, vreau să aflu mai multe detalii, cu e casa asta în care ăștia caută. Mi se pare interesant, da? Dar cu e casa în care caută. Hopa, au găsit niște documente cu ceva femeie care... Boys, voi vedeți și chestia aia, man! E efectiv un traseu în gen... într-o persoană, what? Ce că computerul nu merge deloc bine. Ok, boys. Ceva informații? Deși că nu prea merge absolut nimic, boys, efectiv, totul se blochează, nu prea merge bine programul.
Ce face programul? Hopa, sub proiect. Deci asta se uite în documente și a găsit un document numit Proiectul X. Proiectul X, hopa. Uite o femeie, bro. Cred că acum aflăm mai multe chestii. Băi, interesant că momentan noi nu știm nimic. Habar n-am, suntem super, super așa, necunoștința de cauză. Care e treaba cu fata asta? Are you asking because it's related to the mission or are you just curious? The female occupant. Any idea why this is here? She's living with okay. Possibly in a relationship. Why is he bringing this work home with him? I don't know, I'm not a shrink. Then your friends in Langley. Fraților au găsit documentele alea și au zis că femeia asta locuiește cu un shrink. Shrink se mai zice și la psihiatru, psiholog, nu știu. S-ar putea să fie vorba despre un doctor psiholog, gen să fie casa lui, habar nu am. Yeah, none of this came up. Și că, a, nu ne-am dat seama. Și că e deja aici de un an. Mamă, deci de un an, boi, și că locuiește cu băiatul ăsta și n-a mai fost văzută. Știi ce zic? Și zice, ce crede lumea, că a mers la o plimbare de un an și nu se mai întoarce? Și că dacă băieții noștri de la Langley au omis așa de multe chestii, poate noi nu știm nimica. Da, e destul de creepy că, na, e dată dispărută, însă noi nu am venit de asta aici, dar de ce ați venit? Doar să te uiți, boys. Deci ideea e că ei n-au venit de asta aici, deci nu contează. Fata e dată dispărută, gen. E dată dispărută și destul de ciudat, pentru că nu se știe de ce. Hei, TL, poți să vii până aici? Ia, cred că asta o să vadă ceva. What is it? Ce s-a întâmplat? Ce, că a mai venit cineva la noi în living până am ajuns noi aici? Nu. So who moved out all the furniture? Ce, că cine... Boys! 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 Stați puțin, că acum cred că începe să devină un film horror. Ideea e că, ce, că, bă, frățioare, a mai venit cineva aici la noi în sufragerie, face nu de ce, pentru că s-a mutat... S-a mutat mobila și a văzut-o pe aia cum mergea dintr-o cameră în alta. Boys? Cine a mutat toată mobila? Ia uite, bă! Oprește, bro, bro! Ce-i cu fată? De ce merge așa de chill? Am văzut un suspect? Hai să vedem, ai grijă? Ai grijă? Ai grijă? Boys, unde-i fata? What? Au pierdut contactul cu suspect 2? Boys, what? Aia a dispărut? Man, ce se întâmplă? Ce, că sunt ușe ascunse în casa asta sau ceva? I like a challenge. Nu știu, bănuiesc, îmi place o provocare. Vă dați seama, boys, că ăștia nu se gândesc nici ruptul capului că asta a dispărut sau s-a teleportat. Se gândesc că au făcut eu o șmecherie, o ușă ascunsă sau ceva. Boys, ce naiba, bă. Mamă, mă sperie, ați văzut cum a trecut aia? Ok, aveți grijă, ai noștri. Ai găsit ceva jos acolo? Nimic concret. Ce s-a întâmplat aici? Ok, deci că a văzut pe suspect 2 și s-a dus după ușă și după n-a mai găsit nimica. De el trebuie să vezi chestia asta. Îl cheamă pe ăla să vadă ceva, ia. Ce trebuie să vadă? O fi că o găsit ușa. Ia, uite-te la chestia asta. Hai să ne la ce trebuie să se uite. O fi că o găsit aia, nu știi. Ia. Yeah. Boys? Tu vezi chestia asta? Doc, this is payload 01. We've passed trigger. Area appears to have non-Euclidean geometry that extends the house to an unknown degree. Ok, boys, au găsit ceva ușă care duce în altă casă. What? Casa asta e ascunsă sau care-i treaba? Boys, ne uităm aici. Ce, că ce statul aveți la suspecta aia, gen pe care ați văzut-o? Ce, că nu se știe locația ei. Ce, că dacă credeți că e prea greu să explorați această casă, ia-ți băieții și pleacă de acolo. Am înțeles. Boys, mamă, deci ăștia, ăsta în continuare se uită, hopa, ce face?
Ăsta ia alea și le aruncă la gunoi? No, ai ceva noroc? Nu, sunt foarte multe chestii pe care nu le înțeleg. Se uită în calculatorul lui, bro, și nu găsește absolut nimica. Enter a password to unlock folder. Hopa, a găsit un fișier. Deci, boys, cred că v-ați dat seama cum stă treaba. Ăia merg pe teren, gen aia de a ajuns în cealaltă casă. Și ăștia stau aici, se uită în acte și în calculatoare. Ăsta acum a găsit un folder care îi trebuie ceva parolă. Hai să vedem, frățiorul. Ce ai găsit, practic? Camel Sizin. Cred că bagă parola aia. Camel Skin. Camel Skin. Adică piele de, nu mai știu, șopârlă. A găsit ceva, un folder. Uite în folder, frățioru. Cardun. You know anything about the word cardun? Ce, că știi ceva de cuvântul cardun? Boys, ce s-a întâmplat? Mamă, man. Bă, cred că se plimbă aia prin casă, gen. Cum ar fi, boys, să îi omoare pe toți? Adică, efectiv, e o de-aia de se plimbă prin casă, o japoneză de-aia, 100%, vă zic. O japoneză de-aia, în cazul în care se dezunoi la mine pe canal și nu știți la ce mă refer când zic japoneză. Japoneză, adică e așa, e o de-aia din filmele horror, bă, știți, cu părul negru, de are părul dat pe față și e îmbrăcată în alb, așa zic eu la... Așa zic, în general apare în jocurile horror japoneze. Opa, ce s-a auzit? Boys? Mamă, televizorul! E ceva cu televizorul! Unde n-ai bă, au venit ăștia, man? Affiliations are still unknown at this time, but it's likely to assume they are not the attackers from 2 days ago. If it is indeed a raid, then the methods employed don't line up when compared to the MO of the previous attackers. Hopa, deci e ceva înregistrare la televizor și vorbește ceva de niște atacatori. It is however possible that they may be connected through an anonymous tip between the two groups. Și că nu se știe cum pot să ajung aici, probabil i s-a dat ceva chestie anonimă, un pont anonim. E destul de ciudat ce se întâmplă, boys. Ce face băiatul ăsta? Încearcă să facă o poză la ecran. Așteaptă, ceva se întâmplă. S-a oprit. Boys, s-a oprit televizorul. Stay frosty. S-a auzit ceva sus. Trebuie neapărat să meargă sus. Hai să vedem. Boys, voi vedeți în spatele lui. Uite, ați văzut tabloul ăla, mi se pare creepy. Tablou, nu știu ce să zic. Uite-l. 23, 12, 15. Cineva se întâmplă? Cineva zice 23, 12, 15, bro. Mamă, man, băi, horror. Hai să vedem ce se întâmplă. Au ajuns aici. Aveți grijă, băi. Aveți grijă, băi, ăștia, că nu merge treaba. Hopa. I s-au oprit ochelarii. Mamă, și lui, bro, amândoi li s-au oprit ochelarii, băi. Băi, eu zic că e ceva la mijloc dacă amândoi în același timp li s-au oprit ochelarii. Boys, cumva ai o femeie fără cap? Ce-a văzut asta? Coleman? Vezi ceva? Bro, vine! Bro, vine! Cu cuțitul! Boys! Voi ați zis că era una care dădea așa cu cuțitul și nu intrau gloanțele în ea? Ia să-i stăm așa și să dăm puțin pe 0.5, ia! Să ne uităm la ea. Ia uite-ți-vă la ea. Ne uităm pe 0.5, ia uite-o cum vine. Cu cuțitul, shit! Mamă, și n-are față, bro! What? Ok, ciudat. A început să tragă. Auzi cum trage. Boys, mamă, uite-vă la ea, what? Coleman, you good? Coleman, ești ok? Ce că ce naiba a fost chestia aia, bro! Sir, a fost ok ciudată. Right. Domnule, trebuie neapărat să mergem acum, pe bune. N-aveți ce să faceți, bro, adică nu... E ceva de domeniul paranormalului, nu puteți să rezolvați cu niște puști. 23, 12, 15, why? Ăștia cred că au ajuns într-o casă unde nu trebuia să ajungă. Și că am ajuns aici, pe efectiv, nu știm ce să facem, aveam amenințare în clădire și l-am întrebat dacă are permisiunea să plece. Și că da, ai permisiunea, hai pleacă. Zero one out. Zero one out, ok, deci o să pleci de aici. Două naiba de casă. Hai să mergem.
You gotta be kidding me. Boy, stați că-l ia și pe ăsta, man! 23, 12, 15. Tom, this is 01, 06 is down. I repeat, 06 is down. Possibly KIA, over. What should we do? Ce ar trebui să facem? We need to move. Nu puteți face nimic, hai să plecăm. Îl lasă pe ăla acolo. Bă, să plece rapid. Pe ăla l-au luat. L-au luat SCP-urile. Ok, trebuie să pleci de aici, boys. Mamă, man, bă, e ceva horror. Totul e ok. Cică, ok, deci îl văd pe băiatul ăla care vorbește la telefon și face cică nimeni n-a venit aici, totul e bine. Bă, ăsta iară e buguit, voi vedeți, boys, că sunt niște glitch-uri în viața reală sau la ce se referă, nu prea înțeleg, dar e horror. Dacă insiști, doar eu doar voiam să văd ce faci, bro. Înțeleg perfect. Îmi pare rău că te-am trezit, îi spune. Să ai o seară frumoasă și tu la fel, bro. What? Papa, mamă, uite. Boys. Mamă, deci parcă e un film de ăsta cu glitch-uri, gen. Cam asta e treaba, știi? Parcă asta e. Uite, au ajuns la ăștia înapoi. Ok, boys, dar au reușit să scape. E bine, au reușit să scape. Au ajuns aici. Ce s-a întâmplat cu West? E plecat. Cum? Cei că frățiorul apar n-avea ce s-a întâmplat cu el. Ai văzut ceva acolo? Nici măcar nu știu cum să descriu chestia asta. Da, era ca un joc glitchuit, după cum v-am zis și eu, boys, gen, ce s-a văzut în casa era ciudat, erau niște glitch-uri în viața reală, efectiv. Da, până și suspecții erau glitchuiți. Ai ceva indicii, doar speculații. Cred că tot ce ați văzut e ceva cu computerul. Ok, a zis că el crede, nu e 100% sigur, că ce au văzut băieții ăștia e conectat cu mașinăria aia, gen cu chestia aia din laptopul ăla, pentru că nu știu cine a făcut ceva la calculator și afectează tot ce se întâmplă în zonă. So, theoretically, if you're right, then if we take that ship with us, it could possibly begin to affect things outside of the house. Și că, deci ești pe bune, practic dacă luăm chestia aia după noi, o să înceapă să afecteze chestii de lângă casă? Lăsăm laptopul aici? E o întrebare foarte bună. De ce nu închidem curentul? Și că nu știu ce se întâmplă dacă îl închidem, boys, s-ar putea să moară toți. Da, nu vreau să fie experimentul ăla. Hai să plece, boys, să plece toți. Uitați-vă ce putem face, ia. Deci băiatul ăsta se oferă într-un fel să fie erou, spune că voi trebuie neapărat să vă duceți până la vehicul și o să rămân singur aici, o să copiez tot ce e important și după o să închid tot, efectiv, o să scot tot din priză. E sigur? Da, sunt sigur. Hai. O să stau și eu. Bun, deci ăștia trei pleacă și ăștia doi rămân. Se duc la mașină și după ăștia doi rămân. Hai să vedem. Ok. Au ieșit din casă, boys. Trebuie să se ducă la mașină. Uite, cineva acolo. Îi așteaptă cineva. Interesant film, boys. Foarte mult pe acel pariu. A, ăsta a pariat că o să vadă o fantomă și a zis că nu s-a văzut nicio fantomă. Mamă, băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Puneți ochelarii. Mamă, ci că nu merg ochelarii. Ai terminat? Yeah, we're good. Let's go. Da, suntem bine, hai să mergem. Oh, boys, a dispărut ăla. A dispărut ăla. Oh, și vine femeia aia, boys, vine la el. De-aia se numește Dollhouse, e casa jucăriei. Vine după el.
A închis! A închis laptopul! Și aici s-a terminat filmul, boys! Băi, ce ciudat a fost, man! Bă, a fost un film chiar foarte, foarte interesant, însă în același timp foarte ciudat. Scrieți la comentarii dacă v-a plăcut filmul oficial SCP și dacă mai vreți să facem chestii de genul. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, pa, pa!